fapt, ei n-au un meniu. Nu-ți cumperi ca la McDonald's. Sincer. Dezamăgitor. Dacă am văzut chestia asta la Dorian Popa, să combinăm cartofii cu milkshake. Doriane, merg pe mâna ta. Fabrică de bani Versace, când din număr dau capace. Nu mai știu să se dezbrace. Bine v-am regăsit la vlog, Marțian pe sesiune. Mergem să filmăm un nou vlog la Five Guys pe Champs-Élysées în Paris. Astăzi vom filma un taste test de fast food. Așa cum v-am zis în vlogul precedent, sper să vă placă. Sper că v-a plăcut vlogul filmat la restaurantul Wok and Grill din zona pariziană în care am fost. Și dați-mi un coment dacă v-a plăcut, dați-mi un like, un share și abonați-vă apăsând clopoțelul de notificare. Rămâneți pe frecvență, că urmează cel mai nebun taste test de pe Champs-Élysées. Suntem pe lângă turnul Eiffel și mergem spre Five Guys Paris. Am ajuns la Five Guys, suntem pe Avenue de Champs-Élysées. Five Guys în spatele nostru. Mergem înăuntru să începem degustarea, vedem ce produse au, n-am mâncat niciodată, sunt foarte, foarte entuziasmat, așa că haideți cu mine! Am ajuns și la Five Guys. Interesant. Au cutii mei expuse. Dacă vrei să-l cumperi, ține tău el. Oare unde comandam? Hai să vedem că e pentru prima dată, mi se pare așa. Avărcau și aparate. Azi numai pentru băuturi. Alo, ce vreți? Vous avez un menu ou c'est la carte? C'est la carte, vous choisissez, d'accord. Voilà. Alors, je prends l'esprit déjà avec un shake. Vous n'avez pas compris. Alors, en fait, c'est tout, mais la qualité du moyen. One eternity later. Vedeți aici, am comandat totalul 37 de euro. Sunt curios ce gustare. Shake Five Guys. Hai că sunt foarte curios ce gustare. Îl gustăm direct aici. Shake cu Five Guys cu caramel. E dulce. Are gust de caramel. Nu mi se pare mai deosebit decât ce aș fi mâncat la McDonald's. Acum aștept cartofii. Îți curăț de cartofii prăjiți în peanut oil, în ulei de alune. Selectăm Coca-Cola fără cafeină, mix zero. A, uite, nu știu, o să-mi iau ăsta, mez, mix, zero, habar n-am, nu știu ce e. Zero, wow, stai așa, luăm cu lămâie. Nu mai e zero, acum fie cu lămâie. Mamă, pe ce-am plătit 37 de euro? Hai că mergem sus, ne instalăm și vă arăt. Trebuie să țin apăsat. Facem aceeași procedură, dar nu știu. Citron, lămâie. Așa funcționează, da. Spuneți că la capăt pe asta cade și gheața, hai să vedem. Nu? Nu se întâmplă nimic, hai să vedem tu. Mergem sus pentru că e mai puțină gălăgie.
să putem discuta, să mă auziți. Apropo, îmi cer scuze pentru vlogul filmat ieri cu căștile în urechi. Știu că a avut un sunet mai ciudat. Astăzi sper să mă auziți mai bine. Ne-am așezat la masă. Sincer, sunt foarte impresionat de faptul că așa de scump, comparativ cu un restaurant unde mănânci all you can eat, 37 de euro și 20 de cenți pentru un shake. Hai să vă arăt ce e aici. Vezi niște cartofi? Hai că scoatem așa. Rupem ambalajul să vedeți, înainte să scot. Cam așa arată ce mi-a putut. N-au un meniu, de fapt, ei n-au un meniu. Nu-ți cumperi ca la McDonald's un meniu, îți alegi un hamburger sau un cheeseburger și te apuci și pui tu ingredientele în el după ce ți-ar plăcea ție. Cam asta e ideea. Interesant conceptul. Îți iau banii pe fiecare ingredient în plus, cred că. Te ajungi la 37 de euro. Sunt curios de gust. Acum, dacă tot am... Hai să testăm cartofii ăștia. Cartofii ăia nebuni, pe care am văzut că majoritatea îi preferă. Sincer. Doar cartofi naturale, adică nu din aia din pungă, ce zic? Eu nu simt un gust special. Adică, zici, mamă, are aromă de alune. Hai să-mi ce-am luat aici. Asta e un hot dog cheese, cheese hot dog. Am pus în el ciuperci, ardei, ceapă, bacon și după cum vedeți, hot dog-ul și prânzica. Bun. Îți arunc așa cartofii la mișto, așa, știi? Dacă tot ai plătit 37 de euro ce ia de aici, să nu zici că te zgârci. Și am luat o porție medie, nu e o porție mare. Și ăsta cred că e cheeseburgerul. Hai să vedem ce e, că nici nu știu exact. Foarte mic, minuscul chiar, față e mai mare un Big Mac, mai mare cred că și un cheeseburger de la McDonald's. Și așa, ingredientele din el, am pus, cât scrie aici. Am pus așa, bacon, ceapă, jalapeno, ciuperci, maioneză, salată și sos steak. Asta am pus în el. Dar sincer, e foarte mic, deci uitați-vă și voi. Nu știu cât e consistent așa, dar e micul de tot. Adică, comparativ cu McDonald's, are oricum, sandwich-urile cred că sunt mai mari. Bun, cu ce începem? Începem cu... Dacă am văzut chestia asta la Dorian Popa și chiar sunt foarte curios dacă chiar e așa de bun. Să combinăm cartofii cu milkshake, americanește. Hai să vedem. Doriane, merg pe mâna ta dacă zici că e așa de bun. Hai să vedem. Mamă, asta chiar e bun, jur. Deci, nu știu dacă e faptul că îți prăjiți în ulei de alune, dar vă jur, cartofii cu milkshake is wow. Asta, deci numai pentru asta nu-mi pare rău că am venit la Five Guys. Mamă, cât de bun. Cartofi cu milkshake, cartofi prăjiți cu milkshake. Bun, o să încep cu hamburgerul ăsta, stai că tot după de ceapă. Dăm la o parte un pic, să ne putem vedea. Hot dog, am să zic, un hamburger. Și hai să vedem ce gust are. Dezamăgitor. Asta nici măcar nu e un creme de la ieftin, nu pare să fie. Păi... E ceva
Habar n-am ce. Hai să iau și gust așa singur, să vedem ce gust are. Nu știu. În orice caz nu-i deloc cum te-ai fi așteptat, având în vedere că ai pus atâtea ingrediente în el. Slăbuț. Five Guys. Hot dog-ul ăsta de la voi. Nu-i deloc bun. Hai să vedem cu... Facem un pic de curățenie pe aici. Bacon cheeseburgerul. A, bacon cheesedog era ăsta, da. Vă zic sincer, nu-i deloc cum te-ai aștepta. Văzând lucrurile pe care le filmează unii vlogger pe YouTube, ai zice că e cel mai bun fast food din lume. Da, sandwich-urile la KFC și Mac mi se par mult mai bune unele. Hai să mai iau încă o bucătură să vedem. Da, vă zic sincer, nimic deosebit. Din partea mea, Five Guys, doar cartofi. Cartofi și aia combinați cu shake. Mamă, dacă îi combini așa, o ții cu totul la gust. Îți nici să mănânci într-una. Dar dacă ai luat sandwich-urile separat, n-au nicio treabă. În schimb, dacă combini cartofii ăștia cu shake-ul, ai făcut ceva extraordinar. Deci vă recomand pentru ăștia. Nici nu merită să luați altceva. Așa că vă invit la un par de cartofi, dacă aveți ocazia, nu știu în România dacă este Five Guys, poate să fie la București, la Cluj, sigur nu este. Eu vă mulțumesc frumos pentru cei care v-ați uitat la vlogul ăsta. A fost un taste test din curiozitate făcut la Five Guys în Paris. Și rămâne să ne vedem la vlogul viitor. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un coment cu un like, dați-mi un like, un share și abonați-vă la YouTube Martian Oficial. Tot așa mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram ca și Martian Oficial. Până la vlogul viitor, v-am pupat!